Salut! Bună tuturor! Sunt tot eu, Miruna Budmaru Troncotă, coordonatoarea Centrului de Studii Europene SNSPA. În primul rând vreau să vă mulțumim foarte mult pentru numărul mare de vizualizări ale primei pastile noastre video de săptămâna trecută. Ne-ați încurajat cumva și ne-ați făcut să ne dăm seama că această interacțiune video poate funcționa. De asemenea, vreau să vă amintesc scopul nostru. În fiecare miercuri de la ora 18 vom publica o pastilă video în care vom aborda teme europene și de relații internaționale ale momentului, sperăm noi împărtășindu-vă din cunoștințele noastre într-un mod cât mai util. Vom avea atât interviu cu experți, cât și analize ale stagiarilor noștri, cum a fost cea de săptămâna trecută a lui Lucian. Episodul al doilea, cel de astăzi, va constitui două scurte astfel de interviu cu experți, dar înainte de asta am dorit să vă ajut, având expertiză în zona de politică externă a Uniunii Europene și pe zona Balcanii de vest, eu însă, să vă fac un context al acestei zone. Ce înseamnă vecinătatea strategică? Atât a României, cât și a Uniunii Europene. De aceea, rolul României este important în formularea politicii externe a Uniunii Europene. Pe de-o parte, avem Balcanii de vest, state care sunt pentru care Uniunea Europeană a deschis o posibilitate de negociere, de integrare, deci viitoare state membre. Vorbim aici de Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia, cu mențiunea că România nu recunoaște independența Kosovo. Pe de altă parte, avem statele din vecinătatea estică, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, ce fac parte din parteneriatul estic, o formă de cooperare economică și politică, dar care nu prevede o viitoare integrare. Aceste 12 state constituie principalul focus de politică externă al Uniunii Europene, pentru care s-au definit politici adaptate. Important de știut că ne confruntăm cu această criză a pandemiei globale, în care Uniunea Europeană este testată din mai multe puncte de vedere, dar mai ales și din perspectiva al felului în care își ajută și felul în care joacă în vecinătate. De aceea, chiar săptămâna aceasta, Serbia și Muntenegru au aplicat pentru ajutorul european din Fondul de Solidaritate, aceasta sigur venind și în urma deciziei din 30 martie a Uniunii Europene de a oferi 40 de milioane de euro statelor din Balcanii de Vest pentru a le ajuta să facă față, mai ales din ceea ce privește cumpărarea de materiale medicale și nu numai, în cazul pandemiei COVID. Pe de altă parte, Uniunea Europeană a anunțat un ajutor de 140 de milioane de euro în statele din parteneriatul estic. Prin urmare, vedem acest sprijin care vine adițional față de celelalte fonduri pe care Uniunea Europeană le are prevăzute pentru aceste state, dar trebuie să avem în vedere și faptul că acest ajutor financiar a venit și pe fondul unor critici. Critici venite atât din interiorul Uniunii Europene, pe de-o parte, patru parlamentari europeni pe 20 martie au scris o scrisoare în care au solicitat un angajament financiar direct de ajutor al acestor state. Pe de altă parte, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, într-o conferință de presă foarte comentată în zona experților, a menționat că solidaritatea europeană este un bazm, a criticat deci Uniunea Europeană și a menționat ajutorul foarte mare primit din partea Chinei. În acest context, sigur, China și Rusia sunt doi competitori geopolitici importanți ai Uniunii Europene, de aceea aceste două acțiuni de sprijin financiar au fost importante și binevenite. Prin urmare, cam acesta este contextul și noi am desfășurat pe data de 5 martie 2020, deci fix acum o lună, o conferință internațională la SNSPA intitulată Romania, Eastern, Southeastern Europe in the New World Disorder, finanțată de German Marshall Fund of the United States, și pe această cale, sigur, dorim să exprimăm mulțumiri doamnei Liliana Popescu, organizatoarea, și în cadrul acestei conferințe am luat interviurile pe care urmează să le ascultați cu Svetlana Stefanović de la Belgrad și Ludmila Nofit de la Chișinău. Eu vă mulțumesc și vă așteptăm să ne urmăriți în continuare.
So hello, we are here with Svetlana Stefanovic, director of Belgrade Security Forum, and she's now visiting Bucharest. And we have 2 minutes of EU information. Please tell us, what do you think is, how would you describe the EU integration process in the Western Balkans at this point in 2020? And what will the summit in Zagreb bring? Because everybody talks about Thessaloniki-Zagreb sort of saga. So do we have a lot of expectations from Zagreb or not? Actually, we in the Western Balkans always have a lot of expectations, and I think that this is a cross moment where we really expect something to be solved, some new solutions, some new ideas how we can deal with the issues that we have already in the region, how to solve the problems that are doing that enlargement is fatigue, and that we actually wants to find the new solutions to that. At the moment, seems that the process of European integration in the whole Balkan is waiting for some points of tournament, and how we actually deal with some issues that are open, that are on a political level, but it also works on the national states and each member of each country in the Western Balkans, and how it will deal with some of it. So actually, the moment it see that we are in a way waiting for some solutions to be offered to us and to continue in negotiating and or choose the way that is easiest for all of us to get closer to the European Union and to become members, not like as each member, each country, but also like the whole region. So we will see what the Zagreb will bring. I think that a lot of effort was putting on that, also on the behalf of European Union, and the expectations from European Union are also big. So we will see. Actually, June is the time where we solve our dilemmas and maybe put the new question marks or start working and we get closer to European Union. Thank you very much. Bună ziua, suntem cu doamna Ludmila Nofit din Republica Moldova, analistă care se află acum la București și cu care vrem să vorbim despre Parteneriatul Estic. Anul trecut s-au celebrat 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic și acum se așteaptă de la noua comisie o nouă variantă de Parteneriat Estic sau de altceva. Ce credeți că va anunța Comisia Europeană în acest punct, Comisia Geopolitică, cum s-a autonumit, privind viitorul regiunii vecinătății estice? Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru întrebare, dar înainte de a trece la previziunile de viitor, aș vrea să fac o mică introducere, și anume că Parteneriatul Estic Europeană și a atins rezultate foarte bune, cu toate că sunt multe critici la adresa acestei platforme. Deci, până în 2019 avem o populație de 2,1 milioane care le-au beneficiat de regim de prelazat de vize, de schimb de studenți, academia, inclusiv și exporturile pe piața europeană au crescut, deci 60-70% sunt orientate în partea aceasta. Însă, ce ne așteptăm de la viitorul parteneriat este bună întrebare. Cred că este o definitivare a poziției europene în ceea ce privește finalitatea aceasta. Va acorda sau nu perspectiva aderării la Uniunea Europeană sau cel puțin posibilitatea de a deveni un potențial candidat. Dar statele din parteneriatul estic își mai doresc oare chestia asta? Că... bine, cel puțin sunt 3 țări, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, care ne neagă acest lucru. Avem toate 3 acordurile de asociere semnate cu Uniunea Europeană și cumva suntem aproape pe aceeași poziție, inclusiv și la valori și la aspirații europene. Însă, de fapt, mult depinde și de voința politică de acasă. Cel puțin, Uniunea Europeană încă este dorită de cetățenii Republicii Moldova și sunt sigură și de cetățenii din Ucraina și Georgia. Cel puțin datele statistice arată că peste 40% vine un pic ca Malaysia. Sunt pentru. Deci ne dorim ca viitorul parteneriat Estic să vină cu o poziție foarte clară. Mai multe parteneriate regionale în domeniul energetic, în domeniul securității și de ce nu să antreneze și România în acest caz, pentru că ar fi o portavoce în acest caz. Vă mulțumim foarte mult!